Lampioane tricolore au fost lansate joi seara concomitent în peste 40 de orașe de pe ambele maluri ale Prutului, asta pentru a marca 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Printre cele 40 de orașe s-a numărat și municipiul Zalău. Lampioane roșii, galbene și albastre au fost lansate aseară de pe platoul de marmură din fața prefecturii. Acțiunea organizată de filialele și asociațiile aderente platformei unioniste, acțiunea 2012 a avut drept obiectiv urgentarea realizării unirii celor două state românești pe fondul noului context internațional extrem de favorabil. Evenimente similare au fost organizate și în orașele Alba Iulia, Arad, Pitești, Bacău, Botoșani, Brăila, Bârlad, Brașov, Buzău, Călăraș, Reșița, Cluj-Napoca, Chișinău, Galați, Giurgiu, Târgu Jiu, Petroșani, Iași, Drobeta, Turnu Severin, Târgu Mureș, Nisporeni, Orhei, Balș, Ploiești, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Timișoara, Dulcea, Râmnicu Vâlcea, Vaslui, Adjud, Craiova, Urziceni, Oradea, Bistrița, Petroșani, Piatra Neamț.